Clubul copiilor Lugoj a pregătit o sărbătoare pentru copii cu o zi înainte de 1 iunie în Parcul George Enescu. Organizatorii au așteptat pe cei mici cu surprize care mai de care mai inedite, menite să facă din ziua copilului o sărbătoare complexă. Și au reușit, sute de copii fiind prezenți în parc. Nu au lipsit mașina prieteniei venite de la Arad și unică în țară și nici spectacolul muzical. Cei mici au mai participat la ateliere creative și pictură pe față. Atracțiile zilei le-au reprezentat show-ul de baloane de săpun și autobuzul în care copiii s-au putut fotografia. Dulciurile și răcoritoarele au fost de nelipsit. La final, sărbătoriții au plecat acasă mulțumiți cu impresia unei zile reușite în care au participat la provocările organizatorilor, dar au legat și noi prietenii. Este o vreme destul de frumoasă și tot ce este aici este foarte frumos. Ce-ți place cel mai mult? Ce ai încercat? Să mă joc cu chestiile acelea de acolo, cred, și au fost super tari jocurile. Ai încercat să mergi să faci poze la baloane? Nu. N-am încercat să... Dar urmează? Nu, că acum vom pleca. Este o vreme foarte plăcută și mi se pare că aceste activități ajută copiii să fie mai împreună, să se joace. Și să alege noi prietenii. Exact. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi mi-a plăcut cel mai mult spectacolul făcut de copii și activitățile. Ce activități ai încercat? Am încercat să mă pictez pe față și m-am jucat cu colegii mei prin parc. Este minunat, îmi place foarte mult. Ce ai încercat până acum? M-am dat cu mini-carturile. Și în rest ai încercat pictură pe față, baloane? Nu am încercat, dar cred că voi încerca mai târziu. Manifestarea a fost organizată de Clubul Copiilor Lugoj în colaborare cu Primăria Lugoj, Asociația Smart Creativ, Casa de Cultură a Municipiului și o multinațională.